Cu siguranță, cei adevărați creștini ascultă cu multă atenție cuvântul propovăduit, rostit din Sfânta Evanghelie. De fiecare dată avem ocazia să ne folosim și să ne îndreptăm viața noastră duhovnicească a fiecărui dintre noi. Dacă ați fost atenți la cuvântul propovăduit astăzi și Evanghelia de astăzi, deci foarte important este nu numai că suntem botezați, încreștinați în numele Preasfintei Treimi sau din când în când suntem prezenți la Sfânta Liturghie și doar atât ne numim creștini, doar cu numele. Vedeți că de la botez și până astăzi, din neatenția noastră, toți putem să murdărim cămașa botezului. Prin ce? Prin păcate săvârșite în fiecare secundă, minut și în viața noastră. Zi de zi, să spunem așa. Cum putem albi cămașa botezului nostru, fiecare dintre noi? O putem prin spovedanie sinceră. Mărturisirea păcatelor curat la duhovnic. Și de fiecare dată v-am reamintit și vă reamintesc că este bine să avem măcar o dată în an o spovedanie generală. Generală însemnând de la vârsta de 7-8 anișori. Este bine să ne pregătim, dacă vrem cu adevărat, să ne spovedim cu căință, sincer, nu ascunzând păcatele grele, așternându-le pe o hârtie, cerând, implorând mila Maicii Domnului să ne înțelepțească, lumineze totodată, să ne aducem aminte în viața noastră ce am săvârșit, începând de la 80 anișori, până la vârsta care suntem astăzi. Să vedeți cu ce ușurință ne vom ridica atât timp cât vom fi curățați prin spovedanie și primind dezlegare de la duhovnic, prin Dumnezeu și duhovnic. Dar spovedania trebuie făcută cu căință. Și vedeți, frățile voastre, că deseori credem în acest păcat, că n-avem îndeajuns încredere în Dumnezeu. Atât timp cât ai spovedit curat păcatul, ai primit canon și dezlegare și nu te-ai mai întors la păcatul săvârșit din trecut, este și iertat înaintea lui Dumnezeu, l-am și curățat. De altfel, am părât pe cel rău prin spovedanie sinceră și curată. Un bun creștin știe ce trebuie să facă în fiecare dimineață și seară. Rugăciunea dimineții, obligat pentru un creștin bun, este ceaslovul, cartea de rugăciuni. Rugăciunea de dimineață, acatistul zilei. Noi, în Sfânta noastră mănăstire și toate mănăstirile, în fiecare zi se citește un acatist a Mântuitorului, a Bunei Vestiri, a Sfintei Cruci, a Sfinților Arhanghel, acoperimântul Maicii Domnului. Acestea sunt laudele. Acatistul zilei și apoi, închinându-ne și făcând câteva metane, câteva închinăciuni, considerăm că ne-am făcut pravila și canonul, ne dăm în mâna lui Dumnezeu, fiindcă, până la urmă, toate mădurile trupului nostru sunt în slujba Tatălui nostru, al lui Dumnezeu. Apoi, seara, mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua care a trecut, ne așezăm frumos în genunchi, aprindem candeluța, tămâie, în casă, plecăm capul la pământ și rostim rugăciuni de seară. Rugăciuni de seară și balsamul nostru pentru suflet este Paraclisul Maicii Domnului. Am citit Paraclisul Maicii Domnului, seara se citește, canoane de umilință, iertați, spre Mântuitorul, spre Îngerul Păzitor, spre puterile cerești. Asta este obligat pentru un creștin adevărat. Cine poate să se trezească în mes de noapte, cum unii credincioși și vlavioși rostesc Paraclisul în mes de noapte, făcând câteva metane, câteva închinăciuni, împăcați fiind cu toții, cu cei din familia noastră, cu seminii noștri, dacă nu, să cerem iertare, să nu apună soarele pe mânia noastră,
să nu ne culcăm fără a ne cere iertare, nu numai când ne ducem la împărtășanie, și sunt unii chiar când se duc și la împărtășanie sau spovedanie, nu-și cer iertare. Asta este lucrarea satanei, să nu ierți. De aceea să luăm pilda tânărului de astăzi în Evanghelie și a păstorului bun, cum l-a povățuit și cum l-a îndreptat și cum și-a recunoscut păcatele spovedindu-le. Dar prin ce? Prin spovedanie sinceră. Cu toții suntem tentați, poate de mic copil, cu toții am fost de am ascuns spovedania. Să spunem că poate ne-am rușinat a spovedi păcatul. Ați văzut cât de ușor putem face păcatul? Cu ce ușurință și prin întuneric cum se face păcatul? Trebuie să avem pregătirea necesară de a da răspuns înaintea lui Dumnezeu. Adică, un cuvânt sau altul, să fim pregătiți mai tot timpul și în slujba lui Dumnezeu. Să luptăm să fim în slujba lui Dumnezeu. Să nu avem teamă atunci când vom da răspuns. Dacă mă uit la dumneavoastră, dumneavoastră la mine, ne punem o întrebare și vă pun o întrebare. Suntem oare pregătiți careva din Sfânta Biserică de astăzi pentru a pleca și pentru a da un răspuns înaintea lui Dumnezeu așa cum se cuvine? Eu spun că nu. Nu. Că omul niciodată nu se îngrijește de plecare. Prea curata Maica lui Dumnezeu să vă primească încă o dată rugăciunea de astăzi, să vă numere pașii. Deși vremea este cum este, dar îi mulțumim darului Duhului Sfânt, mană cerească, este zăpada, ploaia pentru noi toți, așa că să nu cârtim. Mulțumim încă o dată la conducerea județeană care are grijă de pelerinii noștri de fiecare dată. Mă refer la drumul care îl face ca să vă fie calea mai ușoară și să vă ajute Maicuța Domnului încă o dată. Vă mulțumesc frumos că ați venit să vă bucurim, Maica Domnului. Mulțumim vă, dar proste pentru bănuțul care îl dați în fiecare duminică. Nu e cazul să spun pentru cel adun, pentru caritate. Adică pentru înainte de Crăciun știți că se fac în cinstea darului, în cinstea pruncușorului Iisus Hristos. Mai nou, deseori trecem în Basarabia, unde avem nevoie de românii noștri, că sunt foarte neajutorați. Și apoi, din când în când, prin satele sărmane. Ne va ajuta și în continuare vom sprijini și ne vom duce prin satele sărmane, dar mai cu seamă foarte des în Basarabia, unde ne cere Preasfințitul Antonie, are nevoie la bălți de ajutorul nostru. Să vă răspătească, Maica Domnului tuturor și, în ultimul rând, fiilor mei duhovnicești, câțiva din ei care mă sprijină mai tot timpul. Acum vom face... Am fost înainte de Crăciun într-un sat andreșeni, unde am văzut, de altfel acolo, tot prin ucenicii mei am dus și o băcuță acolo și ajutoare și acum am văzut că cară apă de la, nu mai știu, un kilometru, să spun așa, și am propus să facem o fântână și să dăm masă la 100 de săraci. Așa că trei din credincioși și din fiii mei duhovnicești mă plec și le mulțumesc că m-au sprijinit. Încă ne mai trebuie puține ajutoare, că ea costă peste 10.000 de lei și plus masa pentru... Am zis că nu putem noi face, dar chemăm măcar copiii cei mai săraci acolo la cămin și le vom oferi o masă după sfințirea fântânii din satul acela la familia nevoiașă. Mulțumim, bună frosie, și ce a spus aici, să vă mulțească Maica Domnului în mint și împătrit și trăiesc cu credința că vor ajunge acolo unde trebuie.